Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare de dragoste pentru cei din Zodia Rac pentru luna septembrie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Rac din punct de vedere al dragostei pentru luna septembrie 2024. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul dumneavoastră, luați doar ce rezonează. Haideți să vedem. Ce așteaptă pe cei din Zodia Rac din punct de vedere al dragostei? Avem aici deja trei mesaje. Avem puterea, carul, ați ieșit în propria etalare și patru de spade. Aici cu puterea posibil să aveți de-a face cu zodia leu în unele situații sau nu. Aveți puterea să treceți peste provocări, da? Pentru că veți fi provocați în relație sau apar anumite lupte de orgolii sau de opinii sau de aici cu carul, da? Posibil să aveți de-a face cu cineva care are opinii diferite sau poate o religie diferită, da, o cultură diferită față de voi și apare ca o provocare în relația voastră, da? Dar ați ieșit în propria etalare, vă doriți stabilitate, siguranță. Bineînțeles, unii dintre voi veți avea un succes foarte mare în această relație sau vă doriți așa să petreceți mai mult timp cu partenerul, partenera. Sau aveți un moment de pauză aici cu patru de spade, da? Aveți un moment de pauză, de tăcere așa în relație unii dintre voi și la baza pachetului avem un 5 de spade. Da, apare provocare, apare o nedreptate aici, apar anumite discuții destul de aprinse în această relație, da? M-am și zis, apar provocări, voi le veți gestiona, dar veți face față acestor provocări în relație, doar că sunteți un pic cam obosiți unii dintre voi, ați cam obosit să vă tot implicați în această poveste, vă simțiți un pic așa sacrificați, da? Vă cam sacrificați pentru această relație sau această căsnicie, da? Ia să vedem despre ce este vorba, ce se întâmplă cu voi. Șasele de spade, iar vorbim despre un drum. Poate la un drum întâlniți o persoană, da? Poate călătoriți, da, foarte mult și întâlniți această persoană care vă atrage atenția sau călătoriți foarte mult către persoana dragă, este la distanță, o așteptați, ați obosit să așteptați această persoană, se întâmplă aici ceva, apar niște neînțelegeri între dumneavoastră și această persoană, dar este nevoie, da, să luați lucrurile cu calm, pentru că se pare că pentru unii dintre voi distanța este problema. Adică problema, neînțelegerea, da, în cuplu. Cineva este mai distant, cineva este mai rece aici, în această poveste. Da, vorbim din nou despre regina de spade, despre cineva care este rece, detașat, da, este o persoană care nu are sentimente. Poate o rivală în unele situații sau un rival, o persoană cu propriile sale strategii, da. Posibil să aveți de-a face cu soțiile de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este o persoană cam distantă, da, față de voi și nu prea vă place acest lucru. Vreți ca această persoană să fie și ea mai implicată în poveste, da, în relație, în căsnicie și cumva este cam distantă această persoană. Vă ține așa la distanță, nu vă acordă atenția necesară. Parcă, nu știu, vă căutați unul pe celălalt, dar aveți fiecare alte treburi, alte, vă ocupați de cu totul altceva, dar nu de relație în sine, de partener, de nevoile partenerului și invers, da? Este cineva aici care, da, regele de bâte, da? Posibil ca să fiți atrași de o persoană, da? În unele situații aici. Este o persoană care este plină de viață, care este energică, da, sau voi cumva aveți această energie, vreți cumva să vă riscați, vreți să vă aventurați, da, și parcă partenerul stă pe loc așa și nu prea vrea să, nu prea colaborați, nu prea sunteți pe aceeași undă în această perioadă, da, unul este prea rece detașat și altul își dorește să fie implicat, da, vrea să reaprindă flacăra
pasiunii. Din nou vorbim și aici despre un rival posibil, da, să fie mai multe persoane care să se lupte pentru a cuceri pe cineva, da? Posibil și acest lucru. Sau se schimbă energiile în funcție de zi, da? Posibil acest lucru. O zi să fie o persoană care să vă atragă, să vă vorbească frumos, da? Și a doua zi să fie rece, detașat, da? Și cumva să nu mai înțelegeți ce se întâmplă cu această persoană. Da? Sau voi luați această energie. Posibil și acest lucru, da? Cum am și zis, vin anumite provocări pentru voi. Din nou, regina de spade, da, este aici. Dar apare soarele. Foarte frumos. Din nou vorbim despre zodia leu. Posibil să aveți de-a face cu această zodie sau nu. Apare soarele, apare bucurie, apare liniște, armonia, da? Un copil pentru unii dintre voi este ceva care vă bucură, vă încântă. Într-adevăr, voi treceți prin anumite neînțelegeri cu partenerul sau cumva vă simțiți așa neîndreptățiți în relație, dar sunt lucruri care trec, da? Deci nu vor rămâne așa. Veți face tot posibilul, da, ca să discutați cu partenerul, partenera, da, să rezolvați această neînțelegere, da? Foarte frumos. O energie plăcută, da? Vine ca o provocare pentru voi, regina de monede, aici posibil să aveți de-a face cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, aici avem pe cineva, o persoană tradiționalistă, da, o persoană așezată la casa ei, da, o persoană care își dorește familie, care își dorește, o persoană care arată prin dovadă, da, că tradiționalistă, da, că își dorește o familie stabilă și sigură. Femeile au un rol important în această perioadă pentru dumneavoastră. Cere sfatul un astfel de persoane sau intrați în această energie sau partenerul sau partenera are această energie. Da, simțiți că este o persoană stabilă, știți acest lucru, ați primit dovada, doar că poate trece prin anumite momente mai neplăcute, da, poate nu neapărat voit vrea să nu vă fie alături sau să nu vă dea atenție. Doar faptul că nu sunteți de aceeași părere într-o discuție sau de a merge la un drum sau de a face o schimbare sau de a face o mutare pentru unii dintre voi și vă aduce cumva într-o stare așa de agitație, da? Pentru unii dintre voi, să credeți că partenerul cumva nu este de aceeași părere, că are alte intenții sau nu, apar niște discuții în privința unui drum poate, dacă voi vreți să faceți o schimbare. Vreți să faceți o mutare, asul de debute, vă doriți, da, un nou început, vă doriți să se reaprindă flacăra pasiunii, vreți această relație sau poate uite, voi întâlniți o persoană nouă, da, o nouă poveste, o nouă relație pentru unii dintre voi posibil și vine ca o provocare, poate întâlniți această persoană, cum am și zis, la un drum. Și vă dați seama că este persoana potrivită, vă simțiți atrași de această persoană în unele situații, da? Treiul de debute, o așteptare mai mică, da? O primă deblocare, o primă victorie, un drum scurt, din nou vorbim despre drumul, călătorii, da? Poate voi vreți să faceți, cum am zis, un drum și nu partenerul sau partenera nu este tocmai de acord cu acel drum sau cu acea schimbare sau cu acea deplasare, da? Sau așteptați această persoană și credeți că nu mai vine către voi, da? Dar va veni această persoană către voi, doar că trebuie să aveți un pic de răbdare. De venit va veni către voi și va fi alături de voi această persoană, chiar dacă au apărut mici neînțelegeri sau nu ați căzut de acord cu anumite situații. Ia să vedem. Doiul de monede. Jonglați. Aici, da, cumva încercați să mențineți acest echilibru, încercați cumva să, sau poate această persoană, din nou vorbim de ceva care se repetă, da, pentru că avem și aici infinitul și la puterea. Se pare că se repetă o situație sau o discuție revine în viața dumneavoastră, o discuție, o redeschideți și nu prea vă convine această discuție, parcă nu ați vrea să mai deschideți acel subiect sau... Vreți cumva să renunțați, da, să mai jonglați sau să vă simțiți dezechilibrați în această relație, da? Vreți să fiți echilibrați și să mergeți pe drumul corect, da? Și să înțelegeți ce-l deranjează pe partener sau pe parteneră, da?
ca să, da, să vă implicați acolo, să nu mai lăsați lucrurile așa. Posibil ca unii dintre voi, da, să jongleze între două persoane. Posibil acest lucru, nu este valabil pentru toată lumea. Aici avem nouăle de spate, da, vă îngrijorează cumva, vă faceți tot felul de gânduri, tot felul de planuri, tot felul, dar negative din ce văd aici, da, pentru că, m-aș zis, apare această discuție nu tocmai plăcută și nu vă convine răspunsul sau replica partenerului sau atitudinea partenerului, da, sau partenerei și cumva vă creează această stare sau vă creează această confuzie. Da, vă dă un pic peste cap. Da? Ia să vedem. Apar aici niște secrete sau poate partenerul, partenera este prea secretoasă, prea misterioasă, parcă prea retrasă, dar vă dă de gândit de ce sau un drum pe care îl face noaptea sau un drum de seară, da? Care schimbă o situație. În unele cazuri nu este valabil pentru toată lumea. Un adevăr care se află, da, pentru unii dintre voi secrete, da, se spun secrete, se află într-o discuție mai aprinsă, partenerul vă spune sau partenera anumite lucruri pe care voi nu le știați în totalitate sau nu tocmai plăcute, da, și nu vă cam place ce auziți, da, nu vă cam place această discuție. Cum am și zis, apar aici niște neînțelegeri, da, de opinie, de păreri diferite, da? Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.